Oi, Cornea. Aurica mea pleacă în Italia. Așa, și? Așa, și. Oi, Cornel, pleacă în Italia. E grav. Pa, Cornelușul meu. Bine. Pa, fă. Pa. Hai, hai, du-te să nu te vadă tatăl pe aici. Hai. Păi, Cornel, cu fata lui Pârlitu? Da, bă, cu fata lui Pârlitu, ei. Maria mea e supărată, nu trebuia să mă descarc și eu cumva? Ce vrei? Asta e situația. Trebuie să te descurci. Băi, Cornel, eu nu pot să fiu ca tine. Nu pot să fiu ca tine. Până la urma urmei, nu știu ce o să mă fac. O să-mi fac ou piplită până o să se întoarcă. Chiar așa, în halul ăsta am ajuns. Da. Nu, e Cornel, nu! Băi, trebuie să facem ceva, e Cornel. Băi, te rog eu frumos, hai să oprim pe Aurica să nu pleci în Italia. Te rog eu, ajută-mă! Uf, hai că începe distracție. Da, uite, termin și mai am de făcut și vin la tine să mergem la aeroport. Stai, mamă, stai o leacă. Mitică, ce faci acolo? Păi, Mitică, deschide ei ușa! Gata, fă, Aurica, nu mai pleci nicăieri, gata! Cum, deși? Cum, deși? Cam închis ușa, fă, și nu mai poți să ieși din casă. Oi, Mitic, deschide ei ușa, ei! Faurică, ți-am spus că nu mai e cum? Ia uite-o leac la mine. Cheia! Oi, Mitic, tu ai nebunit? Oi, tu ai înghiță cheia? Oi, eu trebuie să plec, ei! Faurică, am înghiță cheia, fă. Gata, nu mai pleci nicăierea! Mitică, nu mi-o oprești o fata să pleci în Italia. Ai înțeles, ai? Aurică, tuturica lui mama. Divide mâinica cu amul, am programare la coafor. Ceau, băi, ceau! Hai, hai să mergem. Hai să mergem. Aurică! Ascultă aici la mine, dacă tu pleci, eu mă arunc de pe casă. Mai bine mort decât să gătesc să fac curat. Nu pleca, Faurică, că mă arunc! Că mă arunc! Hai, Mărică, pierd avionul! Faurică! Faurică, nu mai pot să am grijă de animale. Nu vezi piciorul? Nici de casă? Uite, nu mai poți să mișc mâna. Gata, fă, nu mai pleci nicăierea. Băi, Mitică, m-ai închis în casă. Mi-ai rupt biletul de avion. Te-ai urcat pe casă, ai vrut să te omori. Dar știi ceva, Mitică? Eu tot plec. Hai, fă, Aurică, dar lași așa. Hai, fă, Maria, ai mai văzut tu drac mort? Și dacă ești în cârră, hai să mergem. Fă, Mărică! Fă, Aurică, fă! Fă, Aurică! Fă, Aurică! Fă! Fă, Aurică! Nu pleca! Să fie doar de tine, fă. Pa, Ioane, să ai grijă de Maria. Părinte, să te rogi și pentru mine. Da, oric, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Pa, dascăle. Mitică. Pa, oric. Nu pleca. Pa, da, Mitică, trebuie. E pentru binele nostru, înțelegi? Hai, sănătate!
Paurică, dă-te mai încolo. Dorian, nu pleci nicăieri, actia mama dracu. Paurică, nu poți să pleci, fără. Deși? S-o da postul. Cum adică? Ei, cum adică? Deși crezi, fă, că am alergat așa pe tine. Așa-i că n-ai avut baterii tătă ziua la telefon? Așa-i. Ei, și mă, t-au încercat să dea ei de tine, fă, Paurică, să-ți spună că s-o da postul, dar nu putut. Și uite, ca să-ți demonstrez, uite, măta e în apel aici cu mine. Ia, vorbește cu ei. Da, mamă. Am înțeles. Aurică, mamă. Poți să o dai? Aurică, mamă. Poți să o dai? Bebe! Aurică, mamă. Poți să o dai? Ce o zis? O zis că s-o da post. Ai văzut, Aurică? Gata, nu poți să pleci. Hai, că te așteaptă animal. Hai. Ia, bă, bă. Mă doare pișor. Lasă că ea urche. Uite, dascăle, acolo a fost prima mea iubire. De unde ești tu să repartă de astea? Șurubul ăsta, în momentul ăsta, e într-o stare de superpoziție cuantică. Ce? Paurică, eu chiar mă întreb, cum de n-ai tu fă noroc? Tată, ți-am spus, nu îmi place să fiu preot. Încăpățânat ca măsa. N-ar trebui să fie o bucurie ca la vap cu 10? Nu e nicio bucurie, pentru că în satul ăsta al nostru, oamenii de obicei sunt proști. Am câștigat la loto. Mitică, n-ai cum să-ți scoți banii mei! Da-mi banii, ei! Mitică, banii pentru biserică, măi! Aurica au fugit cu bani. Moldovenii! Sâmbătă seară de la 11 la Canal D.